Bine ați venit, domnule președinte, tot respectul, domnul prefect, tot respectul, bine ați venit, toată stima, domnul primar, bine ați venit. Bună ziua, dragi mădurăreni! Bine ați venit! Facem deschiderea. Știți că eu nu vorbesc prea multe. Vă mulțumesc pentru prezență. La anul sperăm să fie un număr mai mare. Am alături de noi pe domnul președinte Constantin Rădulescu, pe domnul prefect Mihai Oprea, pe domnul deputat Ovidiu Popa, pe domnul senator Bogdan Matei și pe domnul primar Concioiu, nu știe lumea, la Gușeni. Eu îl mulțumesc pentru participare. O să dau cuvântul domnului președinte. De prima oară la prefect, eu vreau să spun niște lucruri așa mai de suflet, mai ales că mâine e ziua ta. Deci, continuăm în continuare. Și am, deci am spus domnul primar Concioiu, o să dau cuvântul domnului prefect Mihai Oprea. Mulțumesc, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor parlamentari, domnilor primari din localitățile învecinate, dragi consilieri locali și județeni, vă mulțumesc pentru invitație, domnule primar. Mă bucur să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, la această zi deosebită pentru locuitorii Comunei Mădulari. Vă felicit pentru modul în care ați organizat această activitate, atât pe dumneavoastră, cât și Consiliul Local. Într-adevăr, faceți fapte și lucruri bune pentru comunitatea din Mădulari. Vă urez distracție plăcută și la anul să ne vedem cu bine. La mulți ani, Comuna Mădulari! În primul rând vreau să vă spun bună ziua. Mă bucur că ne revedem. Am trecut și prin pandemie, am trecut prin mai multe necazuri. Eu vin de la Roșile și de la Lădești. Acum, mâine e sărbătoare mare și în Lădești, dar astăzi suntem în Mădulari. Daniel Dimulescu, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Venind încoace în mașină, am o listă cu faptele bune pe care primarul dumneavoastră, Daniel Dimulescu, le face pentru localitate. Fie că vorbim despre extinderea de rețea de apă și canalizare, gaze, investiții în centre de permanență, investiții destinate oamenilor în primul rând, toată această listă el o are zi de zi, pentru că se ocupă de această listă de fapte și nu de vorbe. Vreau să-i felicit pe seniori, cei care stau acolo în fața noastră și sunt la umbră, să le doresc multă sănătate. Sunt convins că mai târziu va fi mai multă lume, pentru că mai păsară, când o fi și mai răcoare, noi de aici mergem la Ognele Mari, unde și acolo este sărbătoare, mai pe seară se strânge lumea. Până atunci, felicitări pentru cum arată centru. De la an la an este mai bine, pentru că Daniel Dimulescu își iubește localitatea și iubește oamenii. Îl felicit pe domnul primar, vă felicit pe dumneavoastră, vă asigur că și eu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, voi rămâne alături de primar, alături de comunitate, de comună, pentru că sumele, banii pe care îi alocăm și îi aloc la propunerea mea pentru localitate sunt pentru oameni și nu pentru politicieni. Eu vă spun decât atât, că vă îmbrățișez, mă bucur tare mult să ne revedem de fiecare dată, îi salut pe prietenii și frații noștri de la Scundu, pe domnul Titi Blejan, pe Neion al nostru Spârleanu de la Crețeni, noi ziceam pe vremuri Crețeanu, îl salutăm și pe președintele nostru de la Lungești și îl îmbrățișăm, cred că îl cunoașteți cu toții de aici din zonă, și pe toți cei care au venit alături de noi. E, acum, mâine, mă, ziua ta? Mâine. La 12 noaptea asta eu o să mă gândesc la tine, dar sunt convins că o să-ți cânte multă lume la mulți ani. Ca de obicei, că așa m-a învățat pe mine, eu fiind născut în Comuna Nicolae Bălcescu, păi că la țară n-am venit cu mâna goală, pe lângă că veni cu oamenii ăștia. Dar ți-am adus și un cadou.
O să încep cu un cadou de suflet, prima oară, pentru că știu și vine Sfânta Mărie. Și știu că tu ai multe motive de bucurie de Sfânta Mărie, pentru că ai în familie Măriile tale frumoase pe care le iubești, și eu le iubesc și le prețuiesc pentru că le cunosc foarte bine. Și atunci ți-am adus o icoană frumoasă cu Fecioara Maria să vă păzească de rele și să vă dea putere să faceți lucruri bune pentru comunitate. La mulți ani cu sănătate, e mai bună decât toate. Acum, dacă tot e ziua lui, vorba aceea, omul trebuie să se și împărtășească. Tot zici tu de strugurel, te rog frumos, că tot zici de strugurel, vreau să citești în microfon ce scrie pe sticlă. Tăria lui Daniel. Tăria lui Daniel scrie pe această sticlă, un vin roșu tare, bun, la fel cum este și primarul dumneavoastră. O pun naci în plasă. Acum, știi, când mă sun tu și mai ai câte o problemă, zici, frate-mi, o trebuie să facem, frate-mi, frate-mi. E, uite că tot te știe frate tău că te ocup cu multe lucruri în localitate și cum suntem amândoi pleșuri și cum mai pleci tu pe la vânătoare, n-am luat-o pe capul meu, deși îmi vine și mie, dar este pentru tine. O pălărie de vânător, s-o porți cu... s-o porți cu, s-o porți cu bucurie. Îmi deas-o ca lumea pe cap. Hai să-l aplaudăm pe domnul primar. Vă luați astea băieți de aici, ca să nu... Pălăria o păstrez, da? Îți doresc multă sănătate, Dane. Mă bucur tare mult că suntem prieteni. Mă bucur tare mult pentru fiecare realizare a ta din localitate. Știu cât de mult iubești această localitate, aproape că te-ai îmbolnăvit, dar Dumnezeu e cu tine și cu oamenii care fac bine. Adică oamenii din Mădulari. La mulți ani, Mădulari! Să fii sănătoși, distracție plăcută, vă pup și vă iubesc. Mulțumesc mult! Să fiți alături de noi! Îi mulțumesc, domn președinte, ne-am sigur că vine cu surprize. Așa îi spun, frate-mi, scoate-mă, că nu am bani, nu am ce-mi trebuie. Și zice, ce mai vrei, mă, și fac bani, ce să vreau? Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc domnului prefect, domnului președinte, domnului senatori, domnului deputat, domnului primar, la toată mea prezență și să înceapă distracția în comuna Mădulari. La mulți ani, Mădulari! La mulți ani, Mădulari! Domnul președinte, o mică paranteză. Dacă în această ediție i-ați adus o pălărie, peste vreo 5 mandate să veniți cu bastonul, că va ieși la pensie. Auziți? Tot am vrut să intervin. Eu nu îl întreb ce mai vrea. Eu îl întreb cum e. Pentru că atât de mult pune suflet, încât era să se îmbolnăvească. M-a ascultat, s-a mai ponderat, s-a luat iar de țicări și trebuie să-l convingem să nu mai fumeze. Dar în rest este un om bun la care eu țin foarte mult, la fel cum țin la toți primarii și la primarii noștri din județul Vâlcea. Hai, să lăsăm distracția, să se desfășoare și vinul să curgă, nu? Dai ceva de băut de ziua ta. Nu mă las să plec negustat de aici. Bine, vă pup, vă iubesc, la mulți ani, petrecere frumoasă. Vă mulțumim pentru participare.